Păi îmi place fortuna, îmi place. Anul trecut a fost un de-asta de pula mea. Erau mai multe universități de-astea externe. Olanda, Anglia, Franța, Marea Britanie, America, care culegea creiere. Băi, pula mea, ce s-a întâmplat? M-am dus și eu. Oh. Avea Android de gât. Nu contează. Am vorbit cu una din Olanda. Băi, am vorbit, ne-am înțeles, mamă, ea să iau limba în gură lui aia. Erau femeie mai în vârstă, dar am înțeles că în limba engleză vorba. Ok, mișto. După aia am mai vorbit cu niște lesbiene românce care erau pe acolo și după aia am mai vorbit cu o american, că tot așa ne bani. Păi, eu eram cu drojdia în gât, terminat, da. Pula mea vorbeam. La goage aveam goage. Deci mă vorbeam cu ele. Ce s-a întâmplat? N-am făcut nimic, pula mea. Nu le-am dat bavardaua în gât. Nu le-am râgâit la fetele. Nimic. Doar că mă duceam, luam și o cliente ca orice om. Pula mea, că așa trebuia. Că s-ar putea să fac și eu studii, că trebuia de studii. Ghii, ce s-a întâmplat? A venit bodyguard-ul de la puiu. Care puiu? Nu știu, e un puiu care puiți. Fii atent că eu sunt cocoșel. Mai tare ca cocoșel. Eu sunt vultur de fier. Așa. Auzi? Uite așa sunt. Și puiul se puia. Vrea să-mi puie. Cu ce? Cu pula mea. N-aveți voi aici. Păi stai puțin că încă n-am terminat. Vreau să te văd și eu care vreau. N-aveți voi aici. Și după aia m-am dus și a doua zi de control. M-a așteptat să-mi bag pula. Direct la intrarea în care intram. Se uita până în camera de la vedere. Fată, România te iubesc, deci mă urmărește. Păi vreau și să mă educ. Pula mea, să mi se întărească pula. Păi aia, ne dăm la rămțită la rodi. Codina omului răvențean cumva. Păi de aia. Că poate mi se întăresc că pula. Ce? Voi ce aveți? Vănci cu vănci cumva. Doamne că n-ai vănci. N-ai vănci. Că am zis că n-ai vănci. Că mi-a zis că n-ai vănci. Cine dai? Ai șeful nostru. Eu sunt șeful vostru. Lapte